Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ia ghiciți cine e cel mai mare importator de roșii turcești din toată Europa. Da, bravo. România. România? Republica Fantastică România în 2022 a importat roșii turcești de peste 65 de milioane de dolari. Ucraina e pe locul 2, 45 de milioane. Și după aia Bulgaria, 38 de milioane de dolari. Cifrele au fost prezentate de Asociația Exportatorilor din Anatolia de Sud-Est, de aia sunt exprimate în dolari, turcii cred în dolari. Da, da, da. Deci noi și o țară invadată, bombardată și distrusă de ruși. Noi ăștia suntem pe primele locuri, pe primele două locuri la importul de roșii turcești. Și bulgarii, pe locul 3. Bulgarii le combină cu castraveți. Da. Centura de aur. Problema e că în România fenomenul ăsta nu e nou. Importul de roșii turcești, roșiile de plastic alea sunt. Sunt grozitoare. Nici, eu nu știu, mai din când în când mai greșesc și mai cumpăr. Îmi pare rău, Iac, Șamlar, Arcadaș, sunt dragi turcii, bă, dar nu puteți să faceți niște roșii cu gust? Serios, sunt, roșiile alea nu au literalmente niciun gust. Așa, dar măcar arată bine. Ai încercat să iei o roșie, de-aia s-o pui în vitrină? E, poate să stea așa jumătate de an. E la fel, neschimată. Da, e adevărat, cred că am luat din greșeală niște roșii de-astea turcești recent. M-am gândit că o să le pun în tigaie în pom sau ce? Nu, da. În tigaie să le frig pentru mic dejun de la englezești. Și am zis, nu contează cu ce gustau, că oricum da. Se coc, se alea, se nu știu ce. Și le-am uitat într-un castron, după două săptămâni erau identice. Da, bravo. Dar schimbă gustul. Am pățit eu acum recent cu niște roșii, se găsesc niște roșii sherry turcești. Da. Că știi că de obicei roșiile sherry nu sunt turcești. Nu sunt olandeze. Sunt olandeze, da. Acolo e patria lor. Și se fac și la noi roșii sherry. Dar acum am găsit la supermarket roșii turcești. Și au fost foarte bune, astea sherry. Dar să știi că după o săptămână, spre surprinderea mea totală, gust de plastic copt. Nu, când erau proaspete, cum ar veni, erau foarte tari și acrișoare foarte bune. După o săptămână s-au muiat și au devenit nasoare, da. Dulcege, așa, nu. Super enervant. Olanda, da. Nu are climă de cultivat roșii. Ea sunt la Marea Nordului, acolo plouă. Dar are soare. Așa. Turcia, nu știu, au un sol atât de arid acolo, te întreb dacă pot să cultive ceva și uite, sunt mari exportatori de roșii. Dar, deci, au căldură, cum spuneam, atunci. Te întreb, bă, de la noi, totuși, poate că cultivatorii de roșii ar trebui să fie și ei sprijiniți cumva, că aici sunt toate condițiile. Am vrea să mâncăm tot. Nu e cineva care într-o roșie turcească și o roșie românească să o aleagă pe aia turcească. Eu așa cred. Categoric. Bun, și acum câțiva ani, statul român a decis să susțină cu sute de milioane de euro producția autohtonă de tomate. Teoretic, o idee foarte bună. Doar că în Republica Fantastică România, teoria e mereu învinsă de practică. Una dintre consecințele, nu știu cât dădeau, acum se dau, cred, 3.000 de lei la 1.000 de metri pătrați. E programul Tomata, da. Lumea Petre, nu? Da, programul Tomata e mai vechi. Una dintre consecințe, după cum au observat, poate, observatori mai, scuzați repetiția, mai ageri ai acestui domeniu, este că mulți s-au apucat să cultive roșii, că e cerere, că nu e cerere, că în fond le dă statul niște bani, 3.000 de lei pe 1.000 de metri pătrați și nu s-au mai găsit ardei. Că a crescut prețul la ardei, că la ardei nu s-a dat nimic. Și atunci de ce să cultive ardei? Că na. Eșecul programului Tomata a fost declarat în 2021 de fostul ministru liberal al agriculturii, Adrian Oros, care spunea în iunie anul respectiv că programul a avut impact zero în 4 ani în care s-au cheltuit aproape, țineți-vă bine, 200 de milioane de euro. Pentru că importurile de roșii au crescut în toată această perioadă, observă G4 Media. Și te întreb, mă, ce n-a mers? Adică, serios, ce poți să faci mai mult? Le dai oamenilor niște bani? Băi, hai că sunt, importăm, suntem primii importatori de roșii turcești, noi avem toate condițiile, ăia n-au. Nici olandezii n-au, nici turcii, hai să facem ceva. Bun, vă susținem. Cultivați roșii, vedeți-vă de treabă. De ce, ce s-o fi întâmplat de n-a mers? Tot fostul ministru a declarat că programul a fost, citez, fraudat masiv. Fraudat masiv. Adică au fost, unde era data, 412 dosare de fraudă într-un singur județ. Da, că se făceau alea de legau roșii cu sârmă de vrej când venea inspecția să vadă... Da. Ne merge mintea, mă. Da, mă, la asta suntem foarte buni. Răutăți. 417 dosare fictive
doar la un singur control într-un singur județ. Bă, un singur control într-un singur județ. Bun, acum nu poți să generalizezi, să extinzi la nivelul întregii țări, că nu din 41 de județe, nu în toate se cultivă, poate, roșii. Mă, dar dacă la un singur control au găsit într-un singur județ 417 dosare de fraudă, și aici cred că trebuie să ne oprim, că toată tristețea corupției și lipsei de viziune din România e în afirmația asta. Adică o idee bună în principiu, sprijinirea producției naționale de ceva, de tomate în cazul ăsta, se năruie în furt și autosabotare. Mai multe ferme moderne de roșii înseamnă mai multe locuri de muncă, mai multă protecție socială eficientă. Cea mai eficientă protecție socială e aia pe care și-o face omul câștigând mai bine. El nu trebuie să-i dea statul vouchere de aia, bănuți de aia, compensații de aia. Dacă tu câștigi mai bine, îți faci tu protecția socială cum simți tu nevoie, cum ai tu nevoie. Înseamnă, ar fi însemnat, nu, mai multe ferme de roșii, creșterea nivelului de trai și a calității vieții, inclusiv în mediul rural, investiții, dezvoltare, profit, bun, numai vești bune. Doar că toate astea par să fi fost aruncate în masă la gunoi și, în schimb, românii au ales furtul și frauda. Că asta este concluzia, nu poți să o spui altfel. Și sper să nu se simtă nimeni jignit. 417 dosare de fraudă la un singur control într-un singur județ, după ce s-au cheltuit 200 de milioane de euro în 4 ani pentru sprijinirea producției de roșii românești și România este primul importator de roșii turcești din Europa. Ce poți să mai spui? Adică îți pierzi speranța. Auzi, de ce am fi așa tentat să ne păcălim unii pe alții? Nu știu, mă, nu înțeleg. Și că, uite, asta demonstrează că, ok, o parte, poate nu toți, sunt dintre cei care au intrat în povestea asta, pare au vrut să păcălească statul. Pare să fie un fenomen de masă. Pe de altă parte, statul încearcă pe noi să ne păcălească, că schimbând tot felul de chestii, cod fiscal și așa mai departe, tot soiul de lucruri, reguli în timpul jocului, de ce ne păcălim oare așa unii pe alții? Nu știu, e o chestiune de educație, dar de educație profundă. Ne atrag atenția câțiva ascultători că erau 3.000 de euro. Nu de lei, că ai zis că de... 3.000 de euro, mă scuzați, 3.000 da, de euro la 1.000 de metri. 3.000 de euro la 1.000 de metri. De asta e tentația mai mare pentru... Uite, vezi, Luca îi sclipește deja ideea de a-și face o... Băi, pe cuvântul meu, deci... Băi, colegi, dacă noi, să zicem, începem o afacere, în orice, și e greu, sigur, și vine și tatu și spune, băi, te subvenționez, mă, pentru business-ul tău, îți dau pentru o perioadă, îți dau 3.000 de euro pe lună, jumătate de an, ca să poți să faci treaba. Eu m-aș bucura, bun, n-aș lua banii de la stat, în primul rând. Că nu, eu nu vreau să iau bani de la stat, n-am luat niciodată, nu mă interesează. Ultimul salariu pe care am avut de la stat a fost înainte de Revoluție, că nu există altă alternativă. Dar te gândești, băi, te ajută cu ceva, adică, serios, hai să facem, să dezvoltăm business-ul ăsta, dacă tot primim un sprijin. Cine se gândește, a, ce tare, și acum să-i furăm, să furăm banii aici, nu muncim, nu facem nimic, furăm banii. Bine, mă, ok, fure acum. Și peste 6 luni ce faci? Că programul ăsta nu o să țină o viață în țară. Fure altceva. Găsești. Fure altceva? Da. Și așa trăiești, mă, toată viața din te gândești ce mai furi? Păi de ce nu? Dacă merge. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.